Am revenit, dragii mei, după cum vă spuneam, avem niște colindători din Mara, frumoși colindători, care se vede că au avut un profesor pe domnul Chira Vasile și care s-a plecat foarte frumos asupra voastră și îl felicit, chiar dacă nu îi place să fie lăudat, eu îl laud, pentru că face cu dragoste și când faci cu dragoste, cu smerenie, cu atenție aparte, se vede. Poate că mulți nu o să-mi dea dreptate tot timpul, dar să știți că trebuie să ai acolo o smerenie ca să iasă bine. Tot timpul să spui o întrebare. Dacă nu iese bine, atunci ce facem? Și trebuie să fii atent mereu. Văd că este foarte atent. Așa este, așa ar trebui să fie fiecare profesor? Domn profesor. Da, așa s-ar cuveni să fie. Meseria asta de dascăl e una hărăzită, n-ar trebui să se facă dascăl decât cei care simt cu adevărat chemarea pentru că acum generațiile astea de dascăl nu știu ce însemna să fii dascăl înainte și să nu-ți iei salariul luni și ani uneori să nu-ți iei salariul și totuși să muncești și să muncești simultan cu copiii într-o singură încăpere de școală, cu cocon de-a întâia, de-a doua, de-a treia, de-a patra. Bine, sigur, au fost alte vremuri, alți oameni. Și atunci s-au ridicat oameni înțelepți în neamul ăsta din școlile acelea care au fost și acum se ridică. Acum școala este cu totul altceva. Școala este cu totul altceva, dar dascălul ar trebui să rămână, să fi rămas același. Din păcate, nu mai este aceea. Sunt foarte puțin dascăl dispuși să se sacrifice acum pentru meseria pe care și-au ales-o. Pentru că și-au ales-o singur, nu i-a obligat nimeni să se facă dascăl. Cum nu ne obligă nimeni să ne facem altceva. Și nu trebuie după aceea să reproșăm societății și să venim și să facem scandal și să ieșim în stradă. Nu mi-am imaginat niciodată niște dascăli ieșind în stradă și manifestând, făcând grevă, adică și fluierând și suflând în tot felul de flașnete și de comedii și bătând. Nu se potrivește cu meseria de dascăl această atitudine. Nu poți să huidui și să fluieri și să strici și să urli și la clasă să educi copilul altfel, pentru că nu ți-e permis să faci acest lucru. Dascălii și preoții sunt pe aceeași felie de muncă, pe sufletul omului. Nu poți lucra cu sufletul omului așa cum lucri sau cum lucrezi cu lemnul, cu fierul, cu plasticul, cu mai nou cu claviatura pe calculator și așa mai departe. Sufletul este altceva și dacă ne vom gândi bine la rolul care l-au învățătorii și profesorii, că învățătorii sunt toți și profesorii sunt tot niște învățători, cum învățător îi se zice adeseori frumos și Domnului Iisus, iei un copil când el este o mână de argilă și îl modelezi, îl înveți să scrie, îl înveți să citească, îl înveți să socotească, îl înveți să vorbească, îl înveți să se șteargă la nas, îl înveți să mănânce frumos, îl înveți să... Exact, deci îl înveți tot și atunci trebuie să ai să simți o mare responsabilitate pentru treaba asta. Și dacă nu o simți această responsabilitate, nu te face dascăl și nu veni după aceea să înjuri guvernul și ministerul și celelalte, că în bună măsură și din cauza ta s-a ajuns. A noastră fiecare, dacă societatea este unde este, de vină suntem în bună măsură și noi cei care compunem societatea, nu neapărat numai cei care cărora le dăm noi vina. Bun, dar acum suntem aproape de sărbătorile Crăciunului și să nu ne mai amărâm cu lucrurile astea. Sunt încă dascăli cu har mulți în țara asta și vedeți câți copii frumoși sunt și la noi în Maramureș și câți copii frumoși în sensul de cuminți și bine simțiți și educați și politicoși și buni la carte. Vedeți câți copii avem pe la tot felul de concursuri, ce minunați, ce rezultate aduc țării și cât ne simțim de mândri când ne arată pe la televizor sau îi cheamă la primărie să îi premieze sau, mă rog, îi scrie, îi publică prin ziare, prin... Sigur că da, e frumos, dar ar trebui să fie și mai frumos. Ar trebui să fie și mai mulți acești copii, că pot și sunt foarte mulți copii care se pierd
și care nu sunt valorificați așa cum trebuie. Și nu știu când se va pune învățământul acesta, domnul Chira, la punct, pentru că tare de vreo 20 ceva de ani tot facem reformă și numai de Dumnezeu să nimerim ulița pe care trebuie să mergem, că nepotul meu în clasa a doua are un ghiozdan, l-am cântărit zilele trecute, de 7 kg. 7 kg trebuie să ducă un copil de clasa a doua, domnilor, la școală. El are noroc că îl duce numai din mașină până în școală și din școală până în mașină. Dar nu sunt toți din clasă la fel. De ce? Pentru că le dau tot felul de caiete și de cărți. Acum o disciplină, înainte era abecedarul și un caiet. Acum sunt o mulțime de caiete, de tot felul, cu figuri, cu chestii, cu copii. E o nebunie totală în învățământ. E dezastru ce se întâmplă. Nevastă care a slujit atâția ani, da, asta este concluzia pe care... Din păcate, da. Ați tras-o. Dar să ne bucurăm că vine Crăciunul și să colindăm. Da. Haideți, dragile mele. Noi umblăm să colindăm, pe Iisus îl căutăm, bună seara de Crăciun. Acest praznic luminat, cu drag noi l-am așteptat, bună seara Crăciun. Vă dorim ca să vă fie bun prilej de bucurie, bună seara de Crăciun. Colindăm, colinduios, Domnului Iisus Hristos, bună seara de Crăciun. Dar Iisus nu se arată, doar în inimă curată, bună seara de Crăciun. Și la anul care vine, tot cu pace și cu bine, bună seara de Crăciun, bună seara de Crăciun. Foarte frumos. Imediat îmi ziceți bună seara de Crăciun. Domn profesor, fiecare se manifestă pentru sărbătoarea Crăciunului în diferite forme. Altul colindă că are talent. Dar cei care nu colindă compun, scriu poezii. Și am văzut că este o cocoană care a zis că ea vrea să recite. Eu zic că nu e un lucru rău, atât timp cât fiecare se manifestă în stilul lui, că nu toți suntem la fel și nu putem să obligăm ca fiecare să se manifeste la fel. Ia! Da, o poezie poate fi textul unei colinzi. Sigur. Această poezie m-a învățat să o recit domnul meu învățător Vasile Chira, care este un om deosebit, și aș vrea să îi urez sărbători fericite și un Crăciun mult cu bucurii. Poezia se numește Scrisoare către Moș Crăciun, de Elena Farago. Moș Crăciune, Moș Crăciune, Sfântul nostru bun și drag, vei veni și în seara asta să ne bați în geam și în prag. Vei veni și în seara asta la copiii toți pe rând, Moș Crăciun cu barba albă și cu sufletul tău blând. Iar noi, cu bucurie, ce-mi aprindem brad lumini, cântând slavă celui care ne-a făcut să fim creștini. Cântând slavă și mărie lui Iisus, te-om aștepta, Moș Crăciune, Moș Crăciune, dragă-mi venirea ta. Slavă ție, Moș Crăciune, ce-n toți anii vii mereu să ne amintești cuvântul Fiului lui Dumnezeu. Slavă ție, Moș Crăciune, ce atât de bine știi să le aduci o mângâiere mamelor fără copii, care în coșul tău pui astăzi haine, jucării și bani, ca să le împați la noapte copilașilor sărmani. Noi,
am fost cu Miss tot anul și miloși am fost mereu. Și în fiecare seară ne-am rugat la Dumnezeu. L-am rugat de sănătate pentru noi, pentru părinți, pentru pacea țării noastre înălțată am ruși fierbinți. Că ne doare, Moș Crăciune, inima, de câte ori ne întind în cale mâna copilași și cerșetori. Și ne doare orice jale și am vrea să avem puteri să gonim din lumea asta orice plâns, orice dureri. Și mai mult, mai mult din toate, nu am vrea să fie, știi, nici copil orfan în lume, nici părinți fără copii. Foarte frumos, nici eu nu mi-aș dori să fie. Cât de important este ca Dumnezeu să te împlinească din toate punctele de vedere. Să ai familie, să ai copii, să fim uniți, să trăim în bună înțelegere și în rânduială. Cred că satul încă mai păstrează acest lucru. Sunt oameni care să mai ajută. Mă duc să te ajut că ți-e greu astăzi și mai fac clăci. Și fac un schimb de ajutor între ei. E important să nu fim singuri. Da. Temelia neamului este familia, dar familia singură este ca și albina singură. Deci temelia neamului este comunitatea și comunitățile noastre primare de bază sunt satele. Este satul, pentru că a fost înaintea orașului. Satele, toți, noi toți am fost mai târziu sau mult mai târziu niște săteni, niște țărani, adică niște oameni care am locuit la sat și am ținut și am aparținut pământului, am depins de pământ. Asta înseamnă sat și comunitate. Și mai de mult, satele, comunitățile acestea erau o mică lume, adică aveau tot în sat, absolut tot, nu trebuia să iasă din sat. Aveau biserica, aveau școala, aveau dacă aveau punctul acela, așa au fost gândite. Deci să nu, locul de unde să se aprovizioneze cu de toate, deci satul era o mică țară. Acum nu se mai păstrează acest echilibru, pentru că mișcarea dintr-un sat într-altul este mult mai ușoară, mult mai facilă, fugi repede până la oraș sau fugi nu știu până unde dacă îți trebuie o cutie de chibrituri sau nu știu ce altceva. Nu mai trebuie să... Dar de mult, când satele erau mult mai îndepărtate unul de altul și când căile de acces erau mult mai grele și când mijloacele de transport erau mult mai dificile, că nu se putea merge decât pe jos, lumea umbla pe jos, sau cel mult cu o căruță sau cu, mă rog, cum se ducea poșta sau cel sau se făcea transportul de urgență. În rest, trebuia să aibă în sat și atunci, fiind satul o mică lume, acolo trebuiau să se rezolve toate problemele. Ce însemna toate problemele? Acolo trebuiau rezolvate și problemele unora mai puțin norocoși. Deci în fiecare sat erau săracii satului, de care tot satul avea grijă, ca la sărbători îi trimitea, unul îi trimitea un pic de făină, altul îi trimitea niște cutare, ca de sfintele sărbători de Crăciun să nu... Pentru că vă amintesc cu ultima strofă dintr-o colindă foarte frumoasă românească. Colinda se numește Din an în an sosesc mereu la geam cu Moș Crăciun, care se termină foarte frumos. Și nu uita, când ești voios, creștine, să fii bun. Deci când ești voios și când aștepți sărbătorile și te pregătești să fii voios să petreci, trebuie să fii și bun. Pentru că dacă nu ești bun, ce înseamnă să fii bun? Să ierți, să ajuți, să ierți, să iubești și să ajuți. Și atunci dacă în comunitățile respective erau nenorociți, handicapați, ologi, distruși de războaie, sau pur și simplu săraci, dintr-un motiv sau altul. Sărăcia e de multe feluri. Sărăcia e de multe feluri. Fie că le-o ars casa, fie că din alte pricini. Toată comunitatea ajuta și venea în ajutorul lor, mai ales de sărbători, în mod special, dar și întotdeauna, tot mereu, trebuiau să aibă grijă de aceștia. Sau la mormântări. Da. La mormântări. Dar vorbim asta în mod excepțional, dar în mod normal, casele se făceau cu clacă. Muncile mai grele se făceau cu clacă, oamenii nu și-au pus niciodată problema când au fost clăcile și acum încă mai sunt
la modă, pentru că sunt obiceiuri de întrajutorare și sunt foarte, foarte căutate. Dar când era vorba de o clacă, tot satul sărea la clacă. Chiar dacă după ce a terminat, ăla care făcea claca, n-avea ca cum are acum să întindă să facă o petrecere cât o nuntă, ci le dădea ce avea, o gură de țuică, o gură de băutură, o bucată de mămălig, o bucată de ceapă, o bucată de ce-o fost acolo, mulțumit, o băut o cană de apă, Dumnezeu vă ajute să vă primească și să vă fie de folos. Așa. Deci nu s-au așteptat neapărat recompense cum se așteaptă acum, pentru orice gest trebuie să fie recompensat, să dea o masă, să dea o chermeză și nu oricum, ci... Da, bunătatea a suferit foarte mult în ultima vreme, bunătatea a fost înlocuită de egoism în sufletul oamenilor, egoismul. Uitându-mă la un simplu exemplu, stupul de albine, ele dacă n-ar fi unite, n-ar ieși miere atât de bună. Fiecare cu puținul lor s-adună și pun... pic cu pic ca să iasă acea miere de albine atât de sănătoasă pentru organism și recomandată de fiecare medic. Dacă ești răcit, prima dată te tratează cum leacuri băbești, da. Și după aceea treci pe celelalte. Da, dar modul de viață al albinelor este foarte important și ar trebui să fie luat și oamenii au încercat mereu să le imite, dar nu au fost perseverenți. Vezi, du-te la o familie de albine și ciocănește la urdini și să vezi ce ți se întâmplă. E, așa ar trebui să fim și noi. Când vine cineva, așa, toți să sărim, toate sar și se sacrifică, pentru că albina când înțeapă se sacrifică. Acu ei rămâne acolo și ea moare. Deci nu pregetă să se sacrifice. Dar noi n-ar trebui să ne sacrificăm, numai măcar să fim mai solidari, așa. Să învățăm solidaritatea, de pildă, de la albine. Ar fi extraordinar. Numai solidaritatea asta. Dar hârnici. Dar hârnicia, nu mai vorbim despre hârnicia albinelor sau a furnicilor. Da, pe mine m-a impresionat furnicile. Da. Uitându-mă așa la ele și analizându-le un pic felul cum muncesc și cum sunt unite și... Da, Creatorul ne-a pus la îndemână tot felul de exemple. Trebuie doar să le vedem, să le studiem și să le înțelegem, să fim mai înțelepți, să ne uităm în jurul nostru, dar din păcate ne cam batem joc de natură și de mediul înconjurător. Da. Mai colindăm? Haideți, dragile mele, să mai colindăm. Aseară pe înserate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate călătorim venea, și fiind obosită, lăcaș își căuta. În Viflaimul mare nimenea n-o primea, și între dobitoace pe fânul cel uscat, născuta prea curata, un mare împărat. El suie-n haină albă, de îngeraș purtat, să șteargă lumea-ntreagă de rău și de păcat. Micuțul Iisus plânge, Maica s-a legăna. O, nu plânge, Iisuse, că tu cunoști lumea, că lumea asta-i mare, prin tine s-a făcut, prin tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. Prin tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. Ce frumoase sunt colindele astea, îți alină sufletul și, ce să zic, pentru mine Crăciunul, cred că și pentru alții, este un mod prielnic de a ne bucura. Eu așa văd sărbătorile de iarnă, ca o bucurie pentru toți. Da, e sfârșit de an și pentru că se schimbă anul și vine un alt an, noi ne pregătim încă de la Crăciun pentru acest mare eveniment.
Așa zic cercetătorii și ei zic frumos, e o înțelepciune în toată treaba asta. În ce sens ne pregătim? În sensul că dacă intrăm într-un alt an, să lăsăm ce n-a fost bun în anul care a trecut și să încercăm să intrăm în celălalt an mai curați, mai buni, mai veseli, mai sănătoși. Aici este toată înțelepciunea acestor sărbători de iarnă, cum le spun unii, și care durează de la Crăciun până după anul nou, până să termină cu Sfântionul, în 7 ianuarie, nu? Că e Crăciunul, e anul nou, e Boboteaza și Sfântionul. Dar vorbesc de perioada asta, când noi trebuie să ne... De aceea și măștile, vedeți? Masca ce rol are în jocurile astea, în sărbătorile de iarnă? Rolul de a ne descărca, dracii sunt ceea ce ar trebui să facem noi, să ne descărcăm de toate păcatele. Asta și simbolizează ei. Și pentru că omului îi e rușine de păcatele lui, își pune o mască să nu-l mai recunoască cei din jurul lui și atunci poate să se lepede sau lepădându-te recunoști, de fapt îți recunoști păcatele și poți să le lași la dracu, cum se zice, adică dracu fiind cel care chiar face treaba asta, să le lași la dracu și tu să te duci cu Domnul sau cu Îngerul în anul care urmează, să fii mai bun, mai curat și apoi asta măcar în speranță, pentru că și la anul viitor faci cam același lucru. Iar o iei de la început și iar și cu spălatul dar măcar o dată la sfârșit de an, măcar atunci să încercăm să fim mai buni, să ne lepădăm de toate cele care atârnă după noi, așa, faptele mai puțin bune și mai puțin frumoase și mai puțin plăcute. Da, sărbătorile de Crăciun, care gravitează oricum în jurul nașterii Mântuitorului, vedeți, nu întâmplător a fost stabilit, pentru că asta s-a stabilit în calendare ca să poată fi sărbătorită, nu întâmplător s-a stabilit, nu știu dacă s-au gândit la treaba asta, cu siguranță că s-au gândit, că la sfârșit de an ar fi cel mai potrivit lucru să vină Mântuitorul și să ne salveze. E și aici o simbolistică interesantă. Da. Oricum, sărbătorile trebuie petrecute cu drag, cu bucurie, cu bunătate, dacă vom fi buni și ne vom gândi și la alții și nu o să fim egoiști, vom fi și veseli și o să ne tignească de sărbători. Că trebuie să ne și tignească de sărbători ca să ne simțim bine, nu? Nu te poți simți bine dacă nu ai de toate și nu-ți tignești de ele și nu împarți cu nimeni și nu-ți tignești. De aceea și colinda, dacă vă aduceți aminte de colinda aceea, când umbla Dumnezeu cu Sfântul Petru pe pământ și s-a oprit la casa săracului și la casa, o știți, așa? Și la casa bogatului și bogatul a zis că n-avem loc pentru voi și săracul a zis, hai, las că o mânca ce avem aici și ne-om simți bine. Vedeți ce? Colinzile, deci, au și rolul lor moralizator, adică de a ne atrage atenția cum trebuie să fim ca să fim buni. Foarte frumos. Dragii mei, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat.